Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dana Popescu sunt eu. Emisiunea Generic Argeșul este aici de luni până vineri. Emisiune într-o continuă dinamică, subiecte diferite, evident toate pornite din realitatea noastră locală de aici, de la Argeș. Așadar, astăzi dezbatem problematica locală și stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul Mihai Coteț, președinte PNL Pitești și consilier local, pe care îl salut chiar acum. Domnule Coteț, bună seara și bine ați revenit la Antena 3 Pitești. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim pentru prezență. Bineînțeles, suntem pe final de lună ianuarie. Iată, prima lună din an trece repede. A fost o lună destul de aglomerată și încărcată, nu-i așa? Dacă ar fi să ne uităm la ceea ce se întâmplă la nivel național cu protestele, e adevărat, nu doar în România, ci și pe întreaga planetă, dar și faptul că administrațiile locale și județene pregătesc bugetele în această perioadă. Exact, e o lună destul de activă în zona administrativă, ca să spun așa. Faptul că în fiecare an, în ianuarie, se discută și se stabilesc bugetele locale și, bineînțeles, cele la nivel județen, la fel, se discută în luna ianuarie. Pentru noi este important bugetul municipiului Pitești și, ca de obicei, există discuții, negocieri, dezbateri, proiecte. Haideți să spunem că săptămâna trecută ar fi trebuit să avem o dezbatere publică, să-i spun așa. Nu a fost chiar o dezbatere, a fost mai mult o prezentare a bugetului municipiului Pitești. Important este că am văzut la ce se gândește anul acesta administrația. Eu, în calitate de președinte și PNL și consilier local al Partidului Național Liberal, împreună cu colegii mei liberali, am depus la rândul nostru câteva proiecte de amendamente la bugetul local. Sperăm să avem un dialog real pentru aceste proiecte și să prindem cât mai multe din ele în proiectul de buget pe care o să-l aprobăm sau o să-l propunem piteștenilor. Da. Imediat, domnule Coteț, vă propun să vedem care sunt amendamentele propuse de echipa, de consilieri liberali. Însă ați spus la început că nu a fost chiar o dezbatere. La ce v-ați fi așteptat sau la ce v-ați referit? Pentru că am fost și eu prezentă la prima ședință de prezentare, de dezbatere a bugetului și la final, într-adevăr, s-a cerut cei care au de spus să spună câteva cuvinte. Nu a mișcat nimeni de la PNL. Dar nu este vorba de să ne mișcăm, că dezbaterea aceasta este o dezbatere publică, nu este o dezbatere pentru Partidul Național Liberal sau pentru un alt partid politic. Dezbaterea este pentru cetățeni, pentru cei care își doresc să îi propună niște proiecte sau anumite idei pentru bugetul local. Aici mi-ar fi plăcut să avem, cum să spun, o dezbatere reală și nu o sală plină cu angajații ai primăriei sau directorii din deconcentrate. Mi-aș fi gândit ca primăria să implice mai activ în a chema cetățenii la dezbatere, pentru că anunțul, cel puțin, noi am aflat cu 2 zile înainte, sau maxim 3, că va fi în ziua respectivă dezbaterea bugetului local. Cred că trebuia mult mai mult mediatizat, mult mai multă lume invitată și, în general, discutat cu cei care sunt direct interesați ca să aibă ceva de spus vis-a-vis de acest buget. Aducând an de an aceiași directori de deconcentrate și aceiași oameni, sperând să ai o dezbatere, cam îndoiesc că oferim un exemplu clar de dialog. Asta ar fi fost dorința mea, ca această prezentare a bugetului să se facă într-o manieră mult mai deschisă și mai transparentă. Faptul că ni s-au prezentat bugetul, da, e un lucru bun. Era normal să fie prezentat, era normal să-l vedem ce proiect are primăria. Este normal ca la rândul nostru să depunem amendamente. Amendamentele acestea le-am depus în scris și urmează această perioadă în care le discutăm sau sper să le discutăm cu administrația, dar în ideea în sine este de a avea discuții cu oamenii și cu cetățenii, nu între noi, pentru că între noi putem să avem 1 milion de discuții. Important e ce putem face pentru oameni și ce dorințe au oamenii din Pitești, cetățenii, ce dorințe au, ca să fie, ca și exemple de proiecte să fie prinse în administrația locală. Pentru că dacă ne uităm un pic în mediul online, în discuțiile care le avem pe stradă cu cetățenii, sunt foarte multe probleme de care, să spunem, poate administrația nu știe sau poate nu are cunoștință, neavând acest dialog real cu cetățeanul. Să înțelegem, domnule Coteț, că v-ați fi dorit ca mai mulți cetățeni să fie prezenți, nu-i așa, exact, la acea ședință. Cetățenii de rând, cum să spune, piteștenii, nu-i așa? Piteștenii care de rând, care să-și pună, da, un punct de vedere. Ulterior vă spun ce este, în urma postelor care le-am făcut pe Facebook, am primit un feedback din partea unor oameni care ne spuneau de câteva drumuri care ar necesita fi reabilitate. Drumuri care, de-a fel, noi, în calitate de administrație, din partea administrației, nu le-am văzut prinse în proiect. Poate era de bun augur
să vină să spună direct administrației acest lucru. Sau poate administrația să ia legătura cu ei. Și care locuiau pe acele străzi, nu? Spuneți că ar fi trebuit să vină acolo. Da, era normal să spună punctul de vedere. Și multe alte lucruri care, știți că ulterior, după ce se stabilește, mai apar diverse lucruri care câțiva oameni și-ar fi dorit să fie prinse în buget. Acum, eu vă întreb altfel, domnule Coteț. Faptul că dumneavoastră sunteți printre cetățeni și mergeți să culegeți noi așa nevoile lor, de ce nu îndrumați către ședințe? De ce nu le spuneți să vină la punctele cheie când se discută bugetul, de exemplu? Să știți că le spunem că este absolut normal să fie implicați și să-și pună punctul de vedere. Unii dintre ei preferă acest... Există totuși, dacă ne gândim sincer, o stare de emoție. Nu oricine are posibilitatea să se exprime. Să-și exprime public un punct de vedere, că e emoție, că e comoditate, că nu știu, poate nu-mi dau seama, că trebuie și un pic de curaj, ca să fim sinceri, din punctul ăsta de vedere. Și eu atunci prefer această interfață cu administrația. Însă, pe de altă parte, le transmit tuturor că este foarte important să aibă curajul de a spune punctul de vedere, pentru că atunci când nu spunem ce ne dorim, este normal să nu au cum să se gândească alții la ceea ce ne dorim noi. Da, așa este, într-adevăr. Trebuie să ne exprimăm nevoile și în același timp să ne facem voce auzită. Nu doar să le exprimăm, dar să ne facem și auziți atunci când avem ceva de spus. Însă, una peste alta, cifrele arată destul de bine. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Bugetul este mare, sunt venituri. Extraordinar de mare este. Nu? Cel mai mare buget care a avut Piteștiul vreodată. Înțeleg că aport un articol în presă la un moment dat într-un ziar local în care titlul mare spune că bugetul Piteștiului pe 2024 este cu 100 de milioane de euro mai mare decât bugetul din 2021. Acum, sincer, nu am înțeles de ce ne raportăm la 2021. Să facem o comparație. Păi, eu zic că atunci să ne raportăm la 1940, că avem bugetul mai mare, probabil cu 100 de ori mai mare. N-am înțeles de ce 2021 este un an de referință al administrației locale. Probabil doar așa, sincer, ca o manieră de prezentare de marketing, probabil. Dar nu cred că este relevant cât de mare este bugetul, cred că este foarte relevant să fi spus ce am făcut cu bugetul de anul trecut. Adică și atunci mi-aduc aminte că totuși de la an la an văd că de fiecare dată avem bugetul cel mai mare, extraordinar. Probabil la anul va fi și mai extraordinar și mai frumos, dar realitatea este că din punct de vedere al execuției bugetare nu suntem acolo unde trebuie. Adică trebuie să facem o analiză foarte clară și a ceea ce am făcut din ce ne-am propus. Că, oricum, în ianuarie spunem că avem un buget frumos de nu știu câte, 200 de milioane de euro. Dar dacă la final de an noi ne-am realizat decât 30% din ce ne-am propus, înseamnă că, de fapt, noi tot ce facem în fiecare început de an e doar pe hârtie. Și observ că se continuă în maniera asta, pentru că, dacă mi-aduc bine aminte, undeva pe vremea primarului Ionică, tot așa, la un moment dat, în anul de campanie electorală, era cel mai important buget, cel mai frumos, extraordinar, mega investiții. Nu s-a întâmplat nimic decât piața primăriei cu 4 milioane de euro și un WC-ul de 400 de mii în fața primăriei. În rest, absolut nimic. Cred că este foarte important să facem o analiză mult mai temeinică a realizărilor din bugetul propus. Pentru că în fiecare noi putem propune milioane, zeci de milioane, un miliard de euro, punem pe hârtie. Nu ne oprește nimeni, să știți. Din punct de vedere administrativ, nu te oprește nimeni să faci acolo cât vrei. Important e cât ai executat din ceea ce ai propus. Da. Adică noi ne-am propus investițiile alea, proiectări alea. S-au întâmplat lucrurile alea? S-au făcut? Sau doar sunt un pliante de campanie electorală? Haideți să fim sinceri. Vorbim de parc industrial, de... Au trecut, cred, se fac aproape 4 ani de la cele 7 zile pe care le promitea domnul primar că scoate certificatul de urbanism pentru parc industrial. Au trecut 4 ani aproape. Nu s-a întâmplat. Vorbim de parc tehnologic pe care noi îl propunem anul acesta, tot așa, de câțiva ani de zile. Vorbim de podul peste Argeș. Cred că, dacă mi-aduc bine, din 2012, de la campania electorală din 2012, tot promitem două poduri peste Argeș. Din 4 ani. Nu s-a întâmplat niciunul. Și anul ăsta le promitem. Nu e nicio problemă. Promitem că nu costă. Hai să vedem ce am făcut. Important este să analizăm ce am făcut în ce ne-am propus. Da. Pentru că asta este important. Faptele sunt cele mai importante, nu vorbele. Da. Cu alte cuvinte, la fiecare final de an să se bifeze ce anume a fost realizat. Da, să spun așa, domnule, eu în ianuarie ne-am propus în proiectul de buget asta. În decembrie, asta am făcut-o, asta n-am făcut-o. Da. Și atunci
atunci, într-adevăr, poți să spui sau să te lauzi cu realizările tale. E adevărat că sunt și proiecte destul de anvergură care nu pot fi finalizate într-un an. Știm foarte bine că implică studii de fezabilitate, că implică niște căi de deschis pe undeva din punct de vedere legislativ. Într-un an, probabil că anumite proiecte de anvergură nu se pot realiza. Haideți să vorbim de proiect de buget. Da. Deci vorbim de bani. Aici nu vorbim de povești. Acelea intră la capitolul marketing electoral. Când vorbim de buget, este pe hârtie și este matematic. Adică nu poți să spui că mi-am pus matematic să cheltuiesc 1000 de lei, dar știți, n-am cum să-i cheltuiesc pentru că a intervenit altceva. Înseamnă că tu ce ai propus acolo nu e legal și nu e corect. Haideți să mergem mai departe, domnule Conte, să ne spuneți care au fost amendamentele, care au fost solicitările PNL pe bugetul de anul acesta și, în același timp, așa ca o mică paranteză, pentru că am fost acolo, aș vrea să vă întreb de ce credeți că sunt anumite persoane care au zâmbit în momentul în care au fost citite. Da, într-adevăr, tocmai există această reticență a aparatului administrativ față de anumite proiecte, dar aș vrea să trag atenția asupra unui singur exemplu. Probabil că dacă aș fi propus 7 pasaje rutiere în Pitești, aș fi primit acelea zâmbete. Și după cum am văzut după impresa de primar, se spune că Coteț vine în Consiliul Local cu proiecte SF. Ei, uite că la Oradea au fost inaugurate la sfârșitul anului 7 pasaje rutiere. Adică deja sunt orașe, municipii de județ din România care sunt SF. Noi am rămas undeva în urmă cu vreo 20 de ani față de aceste localități. Deci, nu știu de ce atitudinea asta față de anumite proiecte care sunt de bun augur pentru cetățeni, dar, bineînțeles, neavând girul primarului, par niște proiecte SF. Nu sunt deloc proiecte SF, sunt proiecte absolut normale și, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să avem chiar mai multe astfel de proiecte, pentru că dezvoltarea unui oraș și evoluția orașului nu vine din zâmbete și din aplauzele de pe margine pentru primar. Vin dintr-o dorință de a face ceva concret. Și nu din vorbe, vin din fapte. Și dacă vrem să avem o evoluție de dezvoltare a orașului, o putem face doar cu astfel de proiecte. Apropo de poduri peste râul Argeș, știm foarte bine, unul este deja prins în proiectul de buget și înainte, dacă nu mă înșel, de prezentarea bugetului, de dezbaterea bugetului, PNL Argeș a trimis un comunicat de presă prin care susține patru poduri peste râul Argeș. Da, ne dorim să facem cât mai multe. V-ați gândit de unde și până unde sau care să fie punctul de urcare-coborâre? Haideți să ne înțelegem asupra unui lucru. Știți când au fost făcute cele două poduri? Peste râul Damne și peste râul Argeș, primele poduri. În 1912 a fost peste râul Damne și în 1915 peste râul Argeș. Deci au trecut 100 de ani. Câți ani au trecut de la Revoluție? 34 de ani. Din 44 ani tot aprindem un buget, un pod peste Argeș. Și anul ăsta l-aveți, cum a spus, dar și sprins. Deci trebuia să-l avem făcut. Trebuia să fie făcut până la momentul ăsta. Deci vorbim, acum mai nu am înțeles că domnul primar să facă două. Nici nu, eu zic să facem 4, să facem 6, să facem 10. Sunt orașe în Europa cu populație la sfert de cât are Piteștiul, care sunt traversate de câte un râu și au câte 7-8 poduri. Problema podurilor în Argeș și în Pitești mai ales sunt foarte strict legate de dezvoltarea orașului. E foarte important acest aspect pe care de fiecare dată administrația evită să-l discute. Gândiți-vă că o mare parte din populația orașului traversează râul Argeș dinspre Ștefănești spre Pitești sau dinspre Mărăcinești spre Pitești. Gândiți-vă că Piteștiul, ca să ajungi spre Târgoviște sau Brașov, trebuie să treci peste râul Argeș. Tot traficul ăsta se face pe un singur pod. Această lipsă de conectivitate blochează și dezvoltarea orașului. Odată, gândiți-vă la traficul de forță de muncă și în același timp gândiți-vă și ca trafic al investițiilor, al dezvoltării. Cu cât vom limita mai mult această conectivitate dintre cele două mari ale Argeșului, cu atât mai greu va fi să dezvoltăm Piteștiul. De aceea noi am propus 4 poduri. Am propus 4 poduri pentru că asta presupune și, de ce nu, un pod feroviar, un pod aut, un pod pentru autoturisme, un pod pentru trafic greu. Implică foarte multe aspecte pe care ar putea fi dialogate sau discutate cu administrația. La un numai comunicatul sau propunerii noastre, nimeni măcar nu s-au deranjat de la administrație să ne întrebe, măi, oameni buni, voi credeți în chestia asta? Hai să ne punem la masă, hai să dialogăm, hai să discutăm și să vedem unde am putea să localizăm aceste poduri, unde am putea să, cum vedeți voi aspectul ăsta? Nu ne-a întrebat nimeni și nu ne întreabă nimeni niciodată nimic, pentru că, de fapt, și de drept, totul este, din punctul meu de vedere, o simplă manipulare politică în care administrația dorește să blocheze orice, cum să spun, punct de vedere care nu le aparține.
ca și poziția acelei poduri de la Prundu până la Bascov, trebuie să identificate din punct de vedere administrativ locațiile și din punct de vedere tehnic pe unde se poate face acest lucru. Cine trebuie să facă acest lucru? Acest lucru cei care fac propunerile, mă gândesc că dacă vii cu o propunere, înseamnă că deja ai și localizat. Deci sunt câteva lucruri pe care le-am stabilit, dar în același timp vă spun că toate aceste aspecte sunt strict legate și de informațiile care le putem obține de la administrație, ceea ce noi nu putem să obținem informații corecte. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, administrația locală, nici măcar nu știu care o conductă care traversează piața primăriei, la un moment dat când au reparat piața primăriei. De asemenea, trebuie să primim niște informații corecte ca să putem să stabilim aceste aspecte. Știți că a mai fost acel pod care atunci când a fost podul pe Stargeț în reparație, traficul a fost deviat undeva pe un pod, să zicem, de backup care ieșea undeva în zona depozitelor. S-a stabilit ulterior un punct de reper zona Parc Luncă 3, care ar fi trebuit să existe și înțeleg că nu se mai poate face și a rămas astfel o locație unde pe unde am putea să facem încă un al doilea sau al treilea pod peste Argeș. Deci locații sunt. Trebuie să existe doar dialog și deschidere. Nu poate, mi se pare absurd să-mi spuneți mie acum că trebuie să vină Coteț să spună, domnule, uite aici pe un Prundu, din stânga în dreapta, pe aici trebuie să vină podul. Credeți că asta este rolul meu ca și propunerea de proiect? Sau credeți că e vreun cetățean al Piteștiului care vine și spune, domnule primar, vreau să faceți un pod peste Argeș? Păi, domnule, dumneavoastră, să-mi spui și un să-l fac, domnule. Păi, și atunci, de ce sunteți primar? Doar ca să ce? Să vă luați salariu? Dumneavoastră să furnizați infrastructura și aveți la dispoziție toate informațiile, sau ar trebui să le aveți, de fapt, toate informațiile legate de proprietăți, de terenuri, de locații, de proiectele viitoare guvernamentale. Nu se poate un cetățean de pe stradă să știe ce informații aveți dumneavoastră la dispoziție. Toate acestea, vă spun ce este, mi se pare, nu vreau să fiu rătăcios, dar mi se pare niște fente după care multă lume pică în plasa asta. Domnule, să spună Coteț unde să pună podul. Păi de ce trebuie să spună Coteț? Păi, Coteț e primar. Coteț are la dispoziție informații necesare. Coteț are acces la hărțile mapate ale primăriei. Coteț are acces unde sunt terenurile, proprietatea, domeniul public al primăriei Pitești. Păi și atunci, noi ca și cetățeni să înțeleg că noi nu avem dreptul să spunem nimic, doar dacă am ști exact cu 1 plus 2 fac 3, în așa fel încât să îi spunem primarul ce are de făcut, păi și ajutorul lui care mai e. Care e rolul administrației? Rolul administrației care este doar ca să sifoneze banul public? Haideți să ne înțelegem că nu este trebuie, rolul. Trebuie să vină și cu soluții. Trebuie să dovedim acest lucru. Trebuie să dovedim. Că se sifonează bani. Da, auzim tot timpul. Că se sifonează. Am înțeles. Dacă dumneavoastră puteți să-mi justificați WC-ul de 400.000 de euro, eu vă rog să o faceți dumneavoastră. Păi, eu n-am cum, pentru că n-am lucrat nici eu nu acum. Administrația de justificare, să știți. Atunci cei care au ceva de spus să vină să spună acest lucru. Noi nu știm nici dacă s-au sifonat bani, nici dacă s-au furat, că nu putem să dovedim acest lucru. Eu pot să-mi exprim un punct de vedere. Sigur că da. Sigur că da. Este opinia dumneavoastră. Revenim la solicitările pe care le-a propus PNL pentru acest buget. O să trecem puțin peste fiecare. Avem așa primul ghiozdan. Primul ghiozdan. Este un proiect pe care administrația locală l-a propus în primul an de mandat. Atunci, la momentul respectiv, s-a dorit ca undeva cu 2 săptămâni înainte de a începe anul școlar să se facă aprobe acest proiect. Noi atunci am ridicat aspectul faptului că se făcea achiziția prin încredințare directă și se achiziționau niște produse, niște rechizite care, din punct de vedere al unor învățători de specialitate pentru clasa 0, ni s-a spus că acele produse nu sunt chiar potrivite pentru vârsta pentru care erau gândite. Și proiectul a fost respins din acest motiv. Odată, din punct de vedere al faptului că se era prin încredințare directă și nu era o licitație publică deschisă încât să se primească mai multe oferte din partea mai multor ofertanți și faptul că rechizitele respective nu erau ceea ce trebuia. În anii următori am avut chiar dorința de dialog cu administrația și am zis, domnule, haideți să mărim bugetul pentru că prețul era foarte mic și în banii aia întotdeauna mi se pare normal că ofertez produse ieftine și de proastă calitate. Haideți să venim mărim prețul pachetului undeva de la era 90, să-l mărim la 150 ca să se poată veni cu o ofertă competitivă și cu produse de calitate. Faptul că proiectul nu a mai venit din partea domnului primar, a primit vot negativ din partea coaliției ad hoc închegată în Consiliul Local. De data asta am venit cu proiect la buget, în așa fel încât să existe și timpul necesar și dorința de a fi pus în transparență și dorința de a fi pus pe licitație, dar nu mai fi pus pe încredințare directă, în așa fel încât să apară mai mulți ofertanți cu mai multe variante de pachete și să putem să oferim copiilor la clasa 0 acest prim ghiozdan.
Dacă mi-a bine ceva aminte, chiar iar au strânit niște zâmbete la un moment dat și anul trecut, spunând că, domne, ia uite ce proiect, că nu sunt bani la buget și nu avem cum să-i prindem. Știți cât costă acest proiect? Cât? Sunt undeva la, dacă nu mă înșel, 1000 de copii, mulți cu 150, asta înseamnă vreo 30 ceva, 40 de mii de euro. Mai puțin decât o stație de autobuz. Deci are șanse să tragă această... Deci dacă nici de anul ăsta nu-l vor prinde în buget pe motiv că nu au bani sau că nu este timpul necesar organizării licitației, aș putea spune că este doar rea intenție și ambiție politică. Da, rămâne de văzut ce spun și colegii dumneavoastră. Lucruri de grătar, domnule Coteț. Unde le-ați gândit? Da. Cine le-a cerut? Și cum trebuie le să recunosc că propunerea a venit în urma discuțiilor cu cetățenii și au fost propus pentru a fi prins în buget anul acesta de către colegul Răzvan Șerbănoiu. El fiind, să spunem așa, mai mult conectat în zona civică și în discuții permanente cu cetățenii, a primit foarte multe solicitări din partea oamenilor. Ulterior, prima dată vă spun cistic că și noi ne-au stârnit zâmbetul, așa cum se întâmplă și cu dumneavoastră acum. Dar realitatea este că, într-adevăr, oamenii, și trebuie să recunoaștem, noi românii, ne face plăcere să facem un grătar. Da? Bun. Marea majoritate din ei stau la bloc. Nu au unde să-și, conform legislației în vigoare, nu au unde să facă acest lucru. Și atunci, dacă oamenii își doresc, cetățenii își doresc acest lucru, haideți să identificăm niște locații unde să putem amenaja niște spații, cum să spun, care să desfășoare activitate cât mai sigură. Să fie, nu știu, cum pompierii acreditate, nu știu, bar n-am, din punct de vedere, cum să spunem noi, al siguranței, din punct de vedere al focului, să spun. Și al esteticii. Trebuie să esteticii, bine, acest lucru. Aici nu cred că ar fi cazul să mai discutăm de estetică. Dacă știu că suntem un popor de... În secolul 29 trebuie să ne gândim și la estetică. Sigur. Și atunci, realitatea este că, chiar dacă strădește zâmbete, este o solicitare a oamenilor. Iar rolul nostru în Consiliul Local, ăsta este. Dar cei care v-au solicitat, sau mă rog, cui au solicitat, au spus, uite, domnule, noi vrem aici, în fața blocului, în spatele blocului. Discuțiile au venit, oamenii au înțeles că nu se poate face în fața blocului. Sigur. Și au spus, domnule, haide, amenează-i niște locuri, de exemplu, foarte mulți au zona Parcului Ștrand, zona Parcului Luncă, acolo fiind, să spun, mai departe de zona civilă, unde nu sunt case, mai puține blocuri și mai departe și nu ar putea deranja foarte mult pe cei din jur. Ar fi o idee. Este o idee la care trebuie să ne gândim și să luăm în calcul acest aspect. Și în Luncă, în Luncă 2, Luncă 3, să ne gândim chiar și în Ștrand se pot amenaja cu bun gust niște spații. Da, spații, da? Suficient acolo. Așa, în care poate vine omul frumos cu grătărel, pot fi deja amenajat de grătărel, doar să vină să-și pună acolo mititelul, cârnăcelul sau, eu știu, un pripturică la grătar. Nu este nimic rău în a ne gândi a face lucruri bune pentru oameni sau la ce își doresc oamenii. Pentru că, de asta spun, trebuie să ne gândim la acest lucru. Ați văzut foarte bine că există, de exemplu, o adversitate foarte mare în spațiu public vis-a-vis de aspectul stațiilor de autobuz acum iarna, unde când a fost anis și a fost frig, nu se putea sta în ele. Am dat 41.000 de euro pe o stație de genul ăsta și acum nu ne putem gândi să amenajăm niște spații de grătare pentru cetățeni care le cer, pentru că vă garantez că stațiile nu le-au cerut ei niciodată. Haideți să ne gândim să facem lucruri pentru oameni, pentru că asta e important. Să facem pentru ei și să ne gândim pe lângă lucrurile care asigură, să spunem, o liniște socială cetățeanului, să ne gândim să facem și proiecte de infrastructură mare. Ca să trecem la următorul proiect, da? Am vorbit mai devreme de podurile peste Argeș, da? Am făcut acum o propunere unui parc tehnologic. Ideea este în felul următor. Ok, cu parcul industrial se pare că n-am avut foarte mare succes, s-au trecut 4 ani de la alegeri și tot n-am făcut nimic. Pentru că implică costuri foarte mari, ni s-a transmis, implică investiții foarte mari în utilități. Ce înseamnă parc tehnologic? Parcul tehnologic este, de fapt, un loc unde adunăm inteligența. Parcul tehnologic este locul în care nu necesită investiții de hală, infrastructură rutieră, curent electric de mare putere și mai departe. Este un spațiu, ne putem gândi chiar la o clădire, în care adunăm companii care folosesc inteligența umană pentru a dezvolta. Hai să zicem de la partea de soft până la partea de cercetare, partea de dezvoltare. Și totul pleacă pe partea de inteligență, nu pe muncă fizică. Și asta este un lucru care, din punct de vedere al costurilor, nu presupune niște costuri foarte mari. Avem două universități în Pitești, cu care putea să creăm niște legături foarte importante din punctul ăsta de vedere. Da? Putem găsi oriunde în Pitești un loc unde să dezvoltăm o clădire, sau construim, dacă nu avem, în care să punem la un loc niște tineri
universitatea, companii industriale, companii de producție inteligență, companii de soft și ne putem lega și de zona automotive, care suntem, vorba aia, patria automobilului aici. Hai să aducem companii care creează soft pentru industria automobililor, pentru cercetare și dezvoltare. Asta înseamnă un să parc tehnologic. Să dăm o nouă misiune specialiștilor, spuneți, o nouă ca misiune să înțelegem special, mai bine, da? Exact, o nouă așa, misiune fiecare poate să facă din confortul propriu, dacă e specialist, mă gândesc, dar prin acest parc tehnologic, pur și simplu, să-i motivăm altfel, ca ei să vină să elaboreze noi strategii și noi modele. Bineînțeles, acolo vin proiecte de la nivel european, vin proiecte la nivel mondial, în care se dezvoltă lucruri care nu se pot face în modul uzual. Într-o companie de soft care vine cineva și spune, domnule, vreau o aplicație să fac ceva. Nu, ne gândim la ceva la viitor. Asta înseamnă un parc tehnologic, dar care presupune o investiție minimă din partea administrației. Și am zis, domnule, ok, haideți să facem un studiu de fezabilitate. Deci presupune o clădire? O clădire presupune un studiu de fezabilitate, așa, să găsim, identificăm un spațiu unde se poate face și în același timp câteva aspecte legate de ce putem atrage acolo și ce anume am putea dezvolta în așa fel încât să oferim antreprenorilor locali, da, și zonei industriale pe care o avem, să o altă alternativă. Ar avea legătură cu Pitești Tech City, pentru că știm foarte bine, este un proiect susținut de liberali. Sunt și două proiecte foarte importante, și parcul tehnologic și podurile peste Arge, sunt proiecte care derivă din proiectul nostru, să spunem, la nivel municipal și la nivel județean, Pitești Tech City, care își propune să pună pe masa piteștenilor un proiect de viitor pentru Pitești. Pentru că dacă ne gândim foarte simplu, Piteștiul nu a avut niciodată un plan de dezvoltare pe termen lung. Noi întotdeauna am avut obiectivul de a cheltui banii de la bugetul local, an de an, fără să avem o strategie pentru să știm, dom'le, noi ne-am propus ca peste 10 ani să fim acolo. Nu am avut niciodată un plan de viitor. Pitești Tech City asta își propune. Își propune exact să ne gândim ce ne dorim de la Pitești peste 10 ani, peste 20 de ani. Și încă o dată, nu am inventat noi lucrul ăsta, nu am inventat noi roata. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat la Cluj. Acum 12 ani de zile, Clujul și-a propus City Innovation. Nimeni atunci în Cluj nu credea în acest aspect. Gândiți-vă, dacă puteți să vă aduceți aminte ce era în Cluj acum 12 ani de zile. Da? Ei, acum Clujul este unul dintre principalele orașe în care produc în industria IT. Sunt 20.000 de angajați în industria IT. 5% din PIB-ul României vine din IT, din 20.000 de oameni și care toți sunt la Cluj. Nimeni nu credea acest lucru acum 12 ani, dar ei și-au propus atunci și au ales acest proiect pentru viitorul Clujului. Pitești Tech City, asta își propune. Un plan de dezvoltare a orașului Pitești pentru următorii 10 ani cel puțin. Și punem pe masă proiecte de dezvoltare reale care aduc plus valoare orașului. Plecând de la podurile peste Argeș care trebuie neapărat făcute. Ok, noi suntem conștienți că nu putem să facem mâine 4. Măi, dar hai să facem unul, dar să-l facem rapid. Nu puteți să-mi spuneți că nu putem face un pod într-un an de zile. Sincer, asta este așa, ne mințim singuri. Nu puteți să spuneți că nu putem să aducem la masă investitori din lumea largă și să le punem la dispoziție o zonă. Spuneți, noi, asta e zona care noi o avem și vrem să dezvoltăm aici un parc industrial. Nu putem să spunem că acum, după 34 de ani, noi vrem să facem un parteneriat public-privat cu o firmă din Turcia ca să facem un parc industrial. Băi, oameni buni, dar 34 de ani ce ați făcut? Nu vă supărați. Primul parc industrial a fost făcut în Arad în 1999. La momentul ăsta Aradul are cea mai mare sumă în sute de milioane de euro investite în parcuri industriale. Cel mai mare număr de investitori concentrați în parcuri industriale este la Arad. Clujul are 9 parcuri. Prahova 16 parcuri. Brașovul 12 parcuri. Oradea deschide pe bandă rulantă parcuri și Bihorul deschide parcuri la nivel județean. Noi încă căutăm soluții să facem parteneriate cu companii din altă parte. Ne gândim că, dom'le, noi putem să o facem singuri. Să vină companiile acolo să se așeze și să investească. De ce trebuie să ne gândim să luăm parteneriate private
cu altcineva. Adică noi, gândul nostru la nivel, gândul, cel puțin asta e senzația mea, fiind antreprenor și uitându-mă la ce se întâmplă în administrație. Măi, oameni buni, eu niciodată nu m-am dus să zic, mă duc să fac ceva cu cineva când nu aș putea să o fac eu. Pentru că este piață concurențială, domnule Cotes, nu-i așa? Este democratic, este act democratic, nu-i așa? Trebuie să dăm șansa tuturor să vină cu oferte sau cu oportunități, să mă gândesc. Nu, noi trebuie să facem, să ne gândim la oportunitatea ce le facem pentru cetățenii noștri, pentru piteșteni. Nu mă interesează la oportunitatea, nu știu, companii din Turcia. Mai mă interesează ce o pune pe masa cetățeanului piteșteanului. Pentru că rolul administrației ăsta este să mă gândesc la piteștean, nu la firma din Turcia. Aia, oportunitatea este să, din contră, să mă folosesc de banul lui, să investească aici, să-mi angajeze oamenii, cetățeanul și să ofere un salariu mai mare decât salariul minim pe economie. Asta este rolul meu ca autoritate. Nu să-i vând lui ăla nu știu ce teren sau să-i eu să-i pun terenul și ăla să facă nu știu ce și să-i dau drepturi de reducere de taxe și impuste. Doar ca să vină acolo să ne lăudăm că am făcut un parc industrial. Nu, ce are plus valoare care mi-o duce el pentru cetățean în buzunarul lui? Asta este. Că la ora actuală România Piteștiul ar putea să facă singur acest lucru? Absolut. Are specialiștii, păi are cum? Firmele, are antreprenorii, are tot ce trebuie. Păi n-am zis mai devreme că avem cel mai frumos buget din România. Păi, bugetul ca bugetul, trebuie să avem și resursa umană, nu-i așa? Și resursa umană o vom câștiga atunci când vor face ceva pentru oameni. Am mai spus acest lucru și mă repet și acum. Și vă mulțumesc că mi-ați ridicat la fileu chestiunea asta. În anii 2011, Piteștiul avea undeva la 189.000 de oameni. Astăzi, Piteștiul are un pic peste 140.000 de oameni. Am pierdut în ultimii 20 de ani 43.000 de oameni, undeva cam populația orașului Mioveni. Și continuă trendul în direcția asta. Ce facem noi, ca administrație, să oprim acest lucru? Da? Ce facem? Nu facem nimic. Apropo de resursa umană. Eram, din punct de vedere geografic, un oraș privilegiat în România. Eram singurul oraș din România legat cu o autostradă de București, capitala țării. De unde puteam să ducem de la investitori până la resursa umană, să oferim posibilitatea acelora să-i atragem cu ceva, să facem ceva în orașul ăsta ca să vină la noi. Nu, noi am exportat tot. De la inteligență, resursa umană, plus investitori. Sunt foarte multe companii piteștene, argeșene, care ușor s-au dus să investească în București, nu să investească în Pitești. De ce? Pentru că administrația locală nu a oferit nimic acestor oameni. Iar la momentul de față, vă spun la modul cel mai cinstit și nu vreau să fiu, dar suntem la 15 la ceas și chiar trebuie să luăm o decizie. Știți că am doi copii, amândoi au terminat colegiul Brătianu și au plecat mai departe către studiile universitare. Din clasele lor, niciunul din colegii lor nu a rămas în Pitești. Toți au plecat la studii în altă parte. Cu siguranță trebuie să se reformeze un pic și sistemul didactic și sistemul profesional. Atunci cum se poate face asta? La necesitățile? Asta ce înseamnă? Că trebuie să pună la masă toată lumea, dar trebuie cineva să aibă inițiativa asta. Da. Iar într-un oraș, cum este municipiul Pitești, inițiativa trebuie să plece de la administrația locală. Da? Și asta trebuie să se întâmple. Iar din punct de vedere al resursei umane, dacă noi nu oferim nimic către tineri, atractivitatea unui oraș vine din partea atractivității către tinerile generații. Nu ne dorim sau nu avem cum să atragem pensionarii. Că nu putem să-i atragem sau nu văd de ce ar face-o. Că nici pentru a sincer, poate dacă ne gândim la un oraș care să ofere servicii sociale de calitate celor din vârsta a treia, ar fi ceva, dar nu suntem acolo. Noi suntem acolo în care putem să oferim ceva tinerilor familii, să-i atragem aici. Gândiți-vă că avem în jurul nostru niște județe, Vâlcea, Olt, Telorman, Dâmbovița, de unde am putea atrage familii tinere, oferindu-le o mai bună dezvoltare socială, culturală, umană în Pitești. Cum facem chestia asta? Că toată lumea zice, domnule, indemnizația, stimulentul pentru nou născuți. Că domnule, ați venit iar cu el. Da, domnule, este foarte important. Chiar nu vreți să înțelegem nici în al 15-a ceas că este foarte important pentru piteșteni și pentru orașul nostru să nu mai plece tinerele familii de aici. Știți că mai mult de jumătate, anul trecut mai mult de jumătate din tinerele familii care au avut bucuria să aibă un nou născut, au plecat în București sau în Brașov să nască. De ce? Sunt două condiții. Pentru bani? Odată, pentru că serviciile de sănătate la Spitalul Județean sunt jalnice, din punctul ăsta de vedere, și al doilea, pentru că fiecare din cele două orașe oferă un stimulent celor care se nască acolo. Să nu râdeți! Dar ăsta este nivelul de trai la care suntem în Pitești la momentul ăsta. Dacă am ajuns să ne ducem în București pentru 2500 de lei, hai să oferim noi în Pitești. Ce înseamnă la nivelul administrației locale acest stimulent? Știți? S-au născut
aproximativ 1500 de copii. Ori 2500, ce înseamnă? Undeva până în 500.000 de euro. Știți că la momentul ăsta avem prins în buget un teren de sport pentru copii de 40 ori 20 de metri cu 500.000 de euro? Și care, producătorul care face acele produs, cum să spun eu, teren modular care se unește, oferta publică este de 100.000 de euro cu montaj inclus din partea producătorului. Cum explicați chestiunea aceasta? Adică preferăm să dăm 500.000 de euro pe un teren de sport de 40 ori 20, dar nu vrem să dăm 500.000 de euro să sprijinim 1.500 de familii care în condițiile astea ar putea să folosească acest aspect, dar, cum să spun, ar fi un punct de pornire de a rămâne în oraș, de a încerca, uite, lume, face ceva administrația și pentru noi. La momentul ăsta, ce face administrația pentru tinerile familii? Da. Pentru că timpul trece foarte repede și ne apropiem de final, mai avem doar 5 minuțele. Dacă mai aveți ceva de adăugat pe tema bugetului sau eventual, eu știu, pe tot ce înseamnă realitatea actuală, vă rog să o faceți. Dacă nu, să trecem și puțin pe partea politică, nu-i așa? Cum mă redrag? Da, pentru că suntem într-adevăr în an electoral, vor fi alegerile și la nivel local. Știm că doamna ministru a anunțat pe 6 februarie va fi de fapt transmis numele candidatului la PNL Pitești. Toată lumea vă bănuiește, între ghilimele spus. Da. Aveți, eu știu, certificarea mai mult de 50% la ora actuală? Acum trebuie să recunosc că ascultând, pentru că am luat parte la acea conferință de presă și ascultând caracteristicile sau caracterizarea pe care doamna președinte a făcut-o potențialului... V-ați regăsit. Așa, aș putea spune că mă încadrez destul de bine în condițiile respective. N-am făcut un secret și n-am ascuns niciodată dorința de a candida la primăria Pitești. Și normal că și acum îmi exprim această dorință și mi-aș dori clar să mă lupt pentru primăria Pitești. Și îmi doresc să fac acest lucru, sincer, foarte mult, pentru că chiar cred că Piteștiul merită mai mult. Dacă ați fi primarul Piteștiului, pe cine vedeți viceprimar alături? Aici trebuie să vă mărturisesc că aș vedea foarte mulți colegi de-ai mei lângă mine, pentru că există și Sorin Apostolcean, există și Răzvan Șerbănoiu, există și Cătălina Dumitrașcu, care de altfel sunt consilieri care s-au implicat foarte mult în partea asta, să spunem, administrativă din punct de vedere al Consiliului Local. Și cred că oricare dintre ei poate ocupa această funcție. Bun. Și, asta nu exclude posibilitatea de a apărea și noi nume, sincer, care, nu știu, poate sunt oameni de specialitate foarte bine ancorați în administrația publică, dar mi-aș susține oricând cu plăcere unul dintre cei patru colegi. Spuneți-mi, vă rog, la ora actuală, dacă vorbim despre echipa PNL Pitești, care sunt numele sau consilieri sau liberalii care vă sunt în echipă? E prematur să spun acum că avem o listă definitivă, dar vă pot sublinia foarte clar că cei patru consilieri actuali vom merge în echipă mai departe împreună. Cum veți aborda această campanie? Pentru că este important, nu așa, și modul în care se face campania electorală. Ce strategie sau pe ce mizați? Ce aveți de gând să faceți ca să abordați... Haideți să nu dăm spoilerile așa de în timp despre strategia Partidului Național Liberal. Pot spune doar atât, că nu vom avea niciun partipri cu competiția noastră și că ne vom bate foarte serios pentru câștigarea primăriei Pitești. Și ultima întrebare, domnule Coteț, ce semnifică prin noi înșine? Prin noi înșine semnifică foarte mult pentru mine, pentru că v-am spus mai de mult că a fi liberal nu înseamnă să spui insignă în piept. A fi liberal înseamnă să te uiți în urmă ce ai realizat în viața ta de până acum și cred că acest aspect sublinează foarte bine prin noi înșine. Vă mulțumesc foarte mult, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, vă mulțumesc și eu pentru atenție. Dana Popescu sunt, rămâneți cu Antena 3 CNN. Numai bine, la revedere!